Procuratura Anticorupție a aplicat astăzi sechestru și asupra bunurilor imobiliare și autovehicule în valoare de aproape 13 milioane de lei în dosarul pornit pe faptul îmbogățirii ilicite în care figurează fostul președinte al Curții Supreme de Justiție, Ion Druță. Printre bunurile asupra cărora procurorii anticorupție au solicitat aplicarea sechestrului se enumără 9 bunuri imobile situate în Chișinău și un autoturism. Amintim că la data de 23 septembrie, pe numele judecătorului Ion Druță, procurorul general interimar a pornit urmărirea penală pe faptul îmbogățirii ilicite. Temei pentru urmărirea penală a servit sesizarea Serviciului de Informații și Securitate, care a analizat proprietățile dobândite de membrii familiei Druță în perioada 2016-2019, dat fiind că a fost constatată o discrepanță esențială între acestea și veniturile legale declarate.